Numele meu este Iosif. Vin din orașul iudeu Arimatea. A fost acolo o noapte în care rabinul cel numit Isus a fost arestat și dus la judecată. Sunt un membru al Sinedriului și am auzit întreaga relatare. A sosit în lumea noastră într-o manieră neobișnuită. Născut într-o iesle, născut de o fecioară. A fost în mare parte un străin pentru noi până când a fost anunțat de Ioan Botezătorul și primit ca pe Mesia cel mult așteptat. Acum, aici, cel despre care Moise și profeții au scris în ultimii 4.000 de ani. El nu este ca alți rabini. El a făcut oamenii invalizi să meargă, a redat vederea orbilor, a readus auzul surzilor, a vindecat leproșii. El a hrănit mii de oameni pe un deal cu doar 5 pâini și 2 pești. Nu pot să înțeleg asta. Dar acum am auzit întreaga poveste acestui om pe nume Iisus. Dădea învățătură în templul nostru. Lua masa cu vagabonzii și păcătoșii. O femeie i-a spălat picioarele cu lacrimile ei și el a avut îndrăzneala de a o ierta. Faptele lui sunt la fel de excepționale cum sunt și cuvintele lui. Când prietenul nostru Lazar a murit, Iisus a dus la mormântul său și i-a spus să iasă afară. Eu însumi l-am văzut pe Lazar, l-am văzut viu. Care este acuzația împotriva acestui om? Că vindecă în ziua de sabat? Ce scriptură sacră, ce lege a încălcat? Unde sunt dovezile infracțiunii? Să răstignim un om fără de păcat? Așa că nu am fost de acord cu decizia. La fel ca prietenul meu, Nicodim. Dar Sinedriul l-a dus oricum la Pilat. L-au torturat și apoi l-au răstignit pe o cruce. Numele meu este Iosif din Arimatea și nimic din toate astea nu mi se pare corect. Așa că după ce a murit, l-am dat jos de pe cruce și i-am înfășurat trupul în așternuturi. Eu, Nicodim și câteva dintre femeile care îl urmau pe rabin. Am refuzat să-l îngrop ca pe un criminal. Nu avea niciun mormânt, așa că l-am oferit pe al meu. L-am adus în grădină, l-am pus în peștera mormântului și am închis-o cu o piatră. Și în tot acest timp m-am întrebat și m-am temut de adevărul la tot ceea ce afirmase acest Iisus. Nu era doar un om într-un mormânt, ci era Dumnezeu în mormântul meu. Asta se întâmpla într-o zi de vineri, dar apoi, duminică, vestea a ajuns repede la mine că unele dintre femei s-au dus în grădină și că soldații romani care fuseseră trimiși să păzească mormântul au fost doborâți. Piatra fusese dată la o parte, trupul dispăruse, iar pe pământ nu mai era decât o singură urmă de pași. Apoi au venit mărturiile. Iisus a întâlnit cu Simon Petru, Iisus a întâlnit cu Maria Magdalena, Iisus a întâlnit cu ucenicii și a luat micul dejun pe malul mării. Iisus s-a întâlnit cu doi bărbați pe drumul spre Emaus și s-a arătat lui Iacov și altor sute și sute de persoane. Iisus era mort. Am văzut sulița, apa, sângele. Dar acum este viu, respirând, vorbind, mâncând, dovedind că El este Cel care a spus că este. L-am îngropat eu însumi. Dar acum mă uit unde a zăcut și nu mai este nimeni și nimic acolo. Iisus a purtat vina noastră pe cruce și apoi a biruit moartea. Numele meu este Iosif din Arimatea și aceasta este mărturia completă a ceea ce am văzut. Iisus a murit, a fost îngropat și apoi a înviat. Și acum mormântul meu este gol.